Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă emisiune Pro Sănătate. Astăzi vom discuta despre un subiect cunoscut, despre apă. Cu toții știm că trebuie să consumăm 2 litri de lichide pe zi, cel puțin așa primim informațiile din toată mass media, însă nu ni se precizează ce fel de apă trebuie să consumăm, de unde trebuie să ne alimentăm, cu atât mai mult cu cât se apropie sezonul cald. Alături de mine am 3 doamne, toate lucrează la DSP, la Direcția de Sanitate, de Sănătate Publică Alba. Să vă prezint din dreapta mea doamna doctor Ileana Văcaru, apoi doamna inginer chimist Rob Simona și doamna director economic Gabriela Todea. Bună ziua și bine v-am găsit! Haideți să discutăm totuși cât de importantă este calitatea apei pentru cetățeni. Să cer cu doamna doctor. Așa cum ați spus, apa nu este importantă numai sub aspectul cantitativ, adică nu este suficient să consumăm doar 2 litri de, în medie 2 litri de lichide pe zi, ci contează și calitatea apei. La ora actuală, multă lume recurge la consumul de apă plată, iar cei care nu dispun de suficiente resurse financiare recurg la consumul de apă din diverse surse locale, mai mult sau mai puțin controlate. Unele din acestea, chiar dacă sunt controlate, rezultatele determinărilor efectuate în laboratorul DSP Alba indică tocmai faptul că nu sunt corespunzătoare consumului uman, ceea ce ar putea să aibă efecte imediate, dar și efecte tardive pe starea de sănătate. Ce trebuie să conțină o apă pentru a fi potabilă, pentru a fi bună de băut? Apa pentru a fi potabilă sau sanogenă trebuie să fie un lichid incolor, trebuie să nu conțină niciun fel de impuritate care ar putea să fie vizibilă cu ochiul liber. Din punct de vedere al calității, trebuie să îndeplinească niște standarde pe care laboratorul nostru le respectă în analiza apei și de care ține seama. Aceste standarde sunt elaborate în conformitate cu legislația europeană în domeniu, la care legislația europeană, România a aderat încă din anul 2002, prin legea calității apei potabile. Așa cum știm, am anunțat și noi în cadrul jurnalului, laboratorul din cadrul Direcției de Sănătate Publică a primit de dată recentă acreditarea pentru testele de apă. Puteți să ne spuneți, doamna inginer chimist, în ce constau aceste teste? Cum trebuie să procedăm noi pentru a ne testa apa? Deci, vreau să vă spun că o acreditare înseamnă o încredere în competența tehnică a laboratorului. Prin această acreditare, noi putem garanta calitatea rezultatelor obținute. Oamenii, ca să-și analizeze apa, trebuie să vină la noi să-și ridice niște sticle pregătite de noi, sterilizate și în care să recolteze apa. Aici oamenii sunt instruiți și li se dă o fișă cu instrucțiunile necesare pentru a ști cum să recolteze apa. Cât a fost de dificil să obțineți o astfel de acreditare a laboratorului din punct de vedere financiar? Nu partea financiară a fost cea mai dificilă, a fost partea de muncă efectivă susținută de colegii din laborator. A fost și partea financiară dificilă în condițiile de austeritate în care suntem, având în vedere că noi am demarat acreditarea abia în octombrie anul trecut. Într-un timp relativ scurt am reușit, dar, repet, a fost muncă de echipă. În primul rând, doamnele, colegele de la laborator, doamna inginer chimist, doamna doctor, și pe urmă noi cu susținerea financiară. Bun, am înțeles că pentru a face o analiză de apă este nevoie de proba de apă, bineînțeles, și de achitarea unei taxe. Puteți să ne dați câteva detalii?
Niște detalii, da. Deci noi tarifele le avem conform Ministerului Sănătății. Omului se face un deviz. El vine cu o comandă în care își stabilește parametrii care își dorește să și analizeze. Conform listei tarifelor, li se face un deviz, se achită proba și este eliberat rezultatul. Cât costă o astfel de analiză? Deci o analiză mai completă cu parametrii chimici și microbiologici în jur de 200 de roni. Dar se poate solicita și mai puțin parametri în funcție de ce interesează persoana. Din cunoștințele mele știu că autoritățile publice sunt obligate prin lege să facă niște analize pentru sursele de apă aflate în administrarea zonală, locală. Dați-ne câteva detalii legate de acest aspect. Există o lege, legea 311 din 2004, este o lege care completează legea 458 din 2002 privind calitatea apei potabile și în care se specifică clar că toate sursele publice, locale de apă, fântâni, izvoare și așa mai departe, de pe raza unei localități trebuie analizate cu o frecvență trimestrială, iar costurile de analiză trebuie să fie suportate de către autoritățile locale. Din păcate, autoritățile locale de pe teritoriul județului, cu foarte mici excepții, însă nu aș vrea să le enumăr acum pentru că nu aș dori ca informațiile să fie folosite în campanie electorală în detrimentul sau în favoarea unora sau altora, dar s-au făcut foarte puține solicitări din partea autorităților locale, deși aceștia sunt obligați să facă auditul calității apei din sursele publice de apă. Spre a informa, pentru că tot obligația autorităților locale este de a informa locuitorii din teritoriul lor despre calitatea apei potabile, fie că este bună, fie că nu este corespunzătoare consumului, dar locuitorii trebuie să știe și să se conformeze. Cât de des se repetă aceste analize? V-am spus, în legea 311 se specifică faptul că izvoarele și fântânile publice trebuiesc analizate odată la 3 luni de zile. Ce face ca o apă să fie nepotabilă? Ce componenți nocivi se găsesc în astfel de izvoare? Marea problemă, la scară națională, nu numai pe teritoriul județului, o reprezintă prezența nitraților în apă. Acești nitrați sunt rezultați finali fie a unei poluări de natură microbiologică, determinată de prezența unor latrine, a unor fose septice necorespunzătoare, fie a unor depozite de gunoi de grajd, și care au atât efecte imediate, mă refer la intoxicația acută cu nitriți care apare la copilul mic, 0-1 an, fie la efecte pe termen lung, dintre care un risc major îl reprezintă posibilul efect cancerigen al acestora. Diverse cancere de tub digestiv pot fi puse pe seama consumului de apă cu nitrați. Puteți să ne dați câteva exemple de izvoare cu apă potabilă din județul Alba? Sigur, în zona Apuseni sunt mai multe, dar bănuiesc că întrebarea se referă în primul rând la zonele învecinate municipiului Alba Iulia, unde din păcate nu avem decât un singur izvor în care în mod constant, indiferent de sezonul în care am făcut recoltarea și analiza probelor, am găsit că apa este corespunzătoare. Este vorba de izvorul de la Sibișeni, de la piciorul podului.
Să înțeleg că celelalte izvoare, Bărăbanți, Tolstoi și câte mai sunt, nu au apă potabilă? Niciunul din restul izvoarelor analizate nu au avut apă potabilă. Izvorul de la Bărăbanți nu are apă corespunzătoare în momentul în care se încălzește vremea. Apa este corespunzătoare doar pe perioada de iarnă, când probabil temperatura scăzută acționează ca un dezinfectant și distruge microbii pe care îi găsim vara în apă. Credeți că fierberea acestei ape poate fi o soluție? Nu cred că poate fi, o soluție decât, știu, chiar în situații de criză, când nu ai nicio altă posibilitate. Cred că este mult mai corect să bei apă de la robinet, de la furnizorul acreditat de apă. Foarte mulți oameni se alimentează în permanență cu apă de la izvor, tocmai pe ideea că este mult mai bună decât cea care curge la robinet. Ce sfat le-ați recomanda? Să nu consume apă decât din acele izvoare care sunt în permanență controlate, pentru că o apă de izvor este supusă riscului poluării accidentale cu prilejul precipitațiilor abundente, cu prilejul trecerii diverselor animale prin zona în care se găsește un izvor și așa mai departe. Deci eu nu aș consuma apă din asemenea izvoare dacă aș ști că ele nu sunt supuse controlului așa cum prevede legea. Pentru că legea nu prevede controlul trimestrial al calității apei din sursele publice de apă numai din dorința de a încasa niște bani de la autoritățile locale, ci în primul rând tocmai pentru faptul că aceste surse publice, aceste surse locale de apă își pot modifica foarte ușor calitatea și trebuie surprins momentul, măcar sezonier, în care acest lucru se întâmplă. Bună, eu de când sunt aici, de când mă știu, e foarte bună, foarte mulți oameni iau apă de aici, e sănătoasă. Nu ați avut probleme de sănătate? Nu, și copiii, în special pentru mâncare, e foarte bună, pentru murături, deci pentru orice e foarte bună. E dezinfectată, e curățată. Nici copiii nu au avut, le dați și copiilor? Da. Da, deci numai de aici iau apă copiii, e foarte bună. Vin multe persoane aici la izvor, că stați în apropiere. Plin, în special când e timp frumos de vară, soare și așa, noaptea 10-11, e aglomerat, e pur și simplu e coadă la apă. Ok, vă mulțumesc. Cum iese apa? Bună, mai bună ca cea de la robinet, de la bloc, bineînțeles. O folosiți doar la băut sau și la gătit? La băut, la ceai, la gătit, la băut în general, cu sirop. Se păstrează bine în timp? Da. Nu știu dacă mai am într-un bidon, dar nu are depuneri. Deocamdată. Pentru că îmi place, e simplu. Nu ați avut probleme de sănătate? Nu. Păi câțiva ani de zile, n-am probleme. Nu e nicio problemă. Nu vă luați după toate poveștile. Indiferent că este iarnă sau vară, consumați apă de aici? Sigur. Iarna e mai caldă și vara e mai rece. În zona rurală, în sate, cele mai multe gospodării au fântâni. Așa cum bine știm, au apărut fosele, mai mult sau mai puțin septice. În ce măsură este afectată pânza freatică și apa din aceste fântâni și ce trebuie să facă oamenii, dacă există vreo soluție pentru a dezinfecta aceste fântâni? Sigur că există soluții pentru dezinfecția acestor fântâni. Problema nu o reprezintă atât de mult încărcătura microbiologică, unde problema se poate rezolva, așa cum am spus, prin dezinfecție. Noi putem să le oferim tuturor oamenilor, adică tuturor celor interesați, bineînțeles, de acest lucru, le oferim consultanță în mod gratuit, cum anume trebuie făcută dezinfecția.
Dar aș sfătui, i-aș sfătui pe toți cei care sunt deținători de fântâni și doresc să facă dezinfecția acestora, să le verifice cel puțin cu privire la conținutul de nitrați, pentru că dacă aceștia sunt în cantitate mare, prin dezinfecție acest parametru nu se modifică și riscul pentru starea de sănătate este mare, nu are rost să repet pentru că am spus în ce anume constă. Această apă din fântâni netratate, să spunem așa, poate fi folosită în alte scopuri decât pentru consum? Mă refer aici la igiena corporală. Poate avea repercusiuni asupra, eu știu, pielii? În principiu nu, deși legislația din România se specifică faptul că și pentru igiena personală, deci toate nevoile individului și cele de a se alimenta cu apă sau cu lichide și de a le folosi pentru asigurarea igienei personale, trebuie să existe apă potabilă. Acum, sigur că între a nu folosi apă și a folosi o apă necorespunzătoare, este mai riscant să nu folosești deloc apă. În mediul rural există localități sau comunități unde întreaga pânză de apă freatică este poluată istoric cu nitrați, de exemplu, și unde până la rezolvarea situației nu există nicio altă posibilitate. Și atunci, sigur că decât să nu se folosească deloc apă și să se ajungă la lipsă de igienă, mai bine să se folosească această apă. M-ați spus să aleg între două rele, știți? Da. Ziceți-mi, dacă folosim apa din fântâni la spălatul legumelor, a fructelor, microorganismele din apă pot afecta sănătatea noastră prin faptul că spălăm legumele? Sigur că da, mai ales dacă acestea se consumă în stare crudă. Pentru că odată cu legumele respective, consumăm și apa care s-a folosit pentru spălarea lor. Dacă apa este necorespunzătoare, fizico-chimic sau microbiologic, atunci... La gătit este vreo problemă dacă folosim această apă? Dacă folosim apă cu conținut mare de nitrați, atunci prin fierbere, deci prin procesul termic, conținutul de nitrați crește. Apa își pierde din volum. Conținutul de nitrați rămâne nemodificat într-un volum mai mic. Practic, concentrația acestora crește, deci riscul pentru starea de sănătate este mai mare. În ceea ce privește udatul grădinii de zarzavat, poate reprezenta un risc această apă nepotabilă? Pentru udatul grădinii de zarzavat, nu. Da, este nu. Bine. Cu condiția ca zarzavatul să fie spălat în momentul în care este folosit într-o apă corespunzătoare. În ceea ce privește apa potabilă, apa plată, să-i spunem așa, pe care o cumpărăm de la supermarket, la ce trebuie să fim atenți atunci când facem o astfel de achiziție? Dați-ne câteva sfaturi, la ce trebuie să ne uităm pe etichetele acestor produse? Sunt foarte multe acum pe piață. Produsul trebuie să fie avizat de Ministerul Sănătății și trebuie să aibă specificat acest lucru pe etichetă. În al doilea rând, dacă vă referiți numai la apă plată, fiecare persoană poate să consume apă plată după gusturile pe care le are. În momentul în care ea prezintă, după cum am spus, avizul Ministerului Sănătății, nu este niciun fel de problemă. Dacă vă extindeți întrebarea și la alte tipuri de apă, știu, la apă minerală sau apă carbogazeificată, atunci sigur că acestea sunt produse care nu ar trebui consumate în mod constant. Cât privește apa de la robinet, acum le-am trecut în revistă, da, pe fiecare, foarte multă lume acuză faptul că nu este bună. Ce puteți să ne spuneți? Este o apă verificată, din cunoștințele mele. Poate afecta apa de la robinet sănătatea celor care o consumă?
La noi în județ există, din fericire, un singur operator de apă. Operatorul de apă este acreditat, își face un control, colegele mele vă pot spune foarte detaliat acest lucru, noi avem un control permanent, o relație de colaborare permanentă cu ei, noi le facem auditul, avem două zone neconforme. Apa este foarte bună în tot județul și sunt în stare să susțin acest lucru în fața oricui. Avem într-adevăr două zone în care se înregistrează neconformități și aceste neconformități au fost raportate și Ministerului Sănătății și sunt însușite și de către operatorul de apă. Este vorba de zona Ocna Mureș și de zona Blaj, unde am avut neconformități la parametrul fier. Acesta dă înregistrarea fierului peste normele admise, dă o culoare roșie, o tentă de roșie la apă. Fierul în sine nu are efect pe starea de sănătate. Sigur, produce disconfort culoarea roșiatică a apei, dar fierul în sine nu afectează starea de sănătate. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, foarte mulți consumatori, în special de la blocuri, reclamă, modificări de culoare sau diverse depozite în apa furnizată, fără să ia în considerație faptul că fiecare bloc are o rețea proprie asupra căreia nu s-a mai intervenit probabil de mulți ani de zile și este responsabilitatea asociațiilor de proprietari să gestioneze și rețeaua de alimentare cu apă și rețeaua de canalizare. Și concluzia ar fi că trebuie să ne alegem cu foarte mare grijă sursele de apă și în special pentru cea pe care o consumăm. Ce sfat le-ați da oamenilor în această privință? În discuțiile anterioare v-am mai spus că apa este extrem de importantă. Nu există niciun aliment care să fie mai important decât apa, pentru că este consumată de toată lumea. Un salam poți să-l mănânci sau să nu-l mănânci, brânzeturile la fel și așa mai departe, dar apă consumă toată lumea. Și este foarte important să nu se facă rabat nici la cantitatea de apă și nici la calitatea apei. Acum, din punct de vedere cantitativ, nu cred că pe teritoriul județului Alba se poate plânge cineva că are de suferit. Dar din punct de vedere calitativ există încă probleme, nu sunt mai mari decât în alte județe. Eu ce recomand oamenilor este să încerce să schimbe mentalitatea, pentru că de multe ori am recoltat probe de apă din izvoare, mai ales necorespunzătoare, și încercând să informăm populația despre acest lucru, am întâmpinat, mai ales în mediul rural, reticență. Ni s-a spus că acea apă a fost consumată de generații întregi și refuză să se supună recomandărilor de a nu o consuma. Cu alte cuvinte, atunci când o apă nu este verificată, mai bine să refuze să o folosească, iar atunci când au dubii, să vină aici la laboratorul dumneavoastră cu o probă pentru a efectua analize pentru acea apă. Eu vă mulțumesc mult de tot pentru prezența în emisiune. Vă mai așteptăm și altă dată cu alte ocazii. Vă mulțumesc pentru informațiile utile pe care ni le-ați dat. Toate cele bune! Mulțumim și noi!